Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrile Mega TV. Fasole cu cârnați și vin fier de Ziua Națională a României. Brăilenii au avut parte și de spectacole de muzică populară. Copiii însă au fost cei mai fericiți. Pe lângă fanfara militară, aceștia au putut să deseneze pe un tricolor lung de 4 metri și să-și lase amprenta pe steagul României. Ca în fiecare an, municipalitatea a oferit brăilenilor spectacole, mâncare și băutură pe platoul din fața Palatului Administrativ și în parcarea aferentă. În acest an însă, brăilenii care au îndurat frigul s-au putut bucura de un spectacol de muzică populară, interpretat de Gheorghe Turda. După ce au asistat la paradele militare, autoritățile locale au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor. Să privim mai bine înainte. Are vreo simbolistică aparte pentru noi astăzi, ziua de 1 decembrie? Cum să nu? Pensionarii, este diferit. Noi am apucat și vine și rău. Păcat de tineretul ăsta care nu au din muncă și n-au un punct de sprijin. Nimeni nu îi bagă în seamă. Nimeni nu le dă importanță. Îi lasă de capul lor, de colo-colo. Înainte să mai făcea armată, era școli profesionale, i-a adunat după stradă. Străzile sunt toate împăzite numai de tineret. N-au locuri de muncă. Unsă? Părinții ce să le dea? Au deci, o pensie. Deci, fel tristă ziua din 1 decembrie. Primăria foarte, foarte subțiri. Într-o altă ori să fac mult mai bine. Noi, Brăila, a rămas cam la mijloc. Spre coadă. Copiii au fost cei mai bucuroși de manifestările dedicate Zilei Naționale a României. Cu tricolorul pictat pe față, aceștia s-au bucurat de steacul pe care primăria l-a oferit pentru a desena pe el, dar și de cele peste 4.000 de porții de fasole cu cârnați. 50 de infracțiuni au fost constatate de polițiștii din cadrul structurii arme, explozibili și substanțe periculoase, în cadrul unei acțiuni care se desfășoară la nivel național. Un număr de 4 arme letale, 129 de cartușe și peste 30 de kilograme de carne de vânat au fost descoperite și ridicate în vederea confiscării. În perioada 20 august-31 decembrie, anul curent, din dispoziția conducerii Inspectoratului General al Poliției Române, se desfășoară o acțiune națională pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere Fondului Cinegetic Național. De la declanșarea acțiunii și până în prezent, polițiștii de la Biroul Arme, Explozii și Substanțe Periculoase au constatat 50 de infracțiuni, dintre care 28 infracțiuni în domeniul braconajului cinegetic, iar 22 de infracțiuni în concurs cu infracțiunea de braconaj cinegetic, prevăzute de alte acte normative, respectiv codul penal sau legea numărul 295 din 2004. De la începutul acțiunii desfășurate în domeniul braconajului cinegetic, polițiștii din cadrul structurii arme, explozivi și substanțe periculoase au constatat un număr de 50 de infracțiuni și au ridicat în vederea confiscării un număr de 4 arme letale, 129 de cartușe și peste 30 kg de carne de vânat. În 33 de cazuri, faptele de braconaj cinegetic au fost comise cu arme letale de vânătoare, dintre care 29 deținute legal și 2 deținute ilegal. Pentru comiterea infracțiunilor de braconaj cinegetic sunt cercetate 12 persoane, dintre care 2 în stare de arest preventiv. De asemenea, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale. Brăilenii se pot bucura de podoabele specifice sărbătorilor de iarnă. Municipalitatea a început deja să amplaseze luminițe și ornamente specifice pe arterele principale din Brăila. Costul distracției este estimat la 1,5 milioane de lei. În cadrul ultimei conferințe de presă, primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, a făcut publică suma estimată pentru cheltuielile aferente iluminatului în perioada sărbătorilor de iarnă. 1,5 milioane de lei preconizează autoritățile locale să cheltuiască pe parcursul sărbătorilor de iarnă, cu beculețele și podoabele specifice acestui sezon. Primarul Aurel Simionescu a declarat că până la Sfântul Nicolae, partea centrală a orașului trebuie să fie desprinsă din poveste. Va fi și dorobanțul ornat în anul acesta.
Eu am cerut ca undeva în de Sfântul Nicolae să avem cel puțin în zona centrală, zona catedrale, zona Bisericii Sfântul Nicolae să fie ornate, pentru că probabil să va veni acum și va fi pelerinajul respectiv care se întâmplă de fiecare dată. Estimarea pe care o au dumneavoastră pentru tot ce înseamnă asta este undeva spre 1,5-1,6 milioane de lei. Adică 15-16 milioane. Până la momentul actual, strada Grivița, calea Călărașilor și o parte din bulevardul Dorobanților au fost cuprinse de luminițele multicolore, specifice sărbătorilor de iarnă. Pe lângă decorațiunile din anii precedenți, primăria a achiziționat și câteva podoabe noi. Fie că vom avea sau nu terenul de 2815 hectare, cercetarea în domeniul agricol trebuie să meargă mai departe. Cum va fi posibil acest lucru, explică chiar președintele Consiliului Județean, Gheorghe Buneastancu, în cadrul ultimei ședințe de Consiliu. Proiectul de cercetare, dezvoltare, multiplicare și inovare în agricultură este susținut din fonduri europene, motiv pentru care, indiferent dacă terenul de 2815 hectare va trece sau nu la Consiliul Județean, cercetarea se va face în continuare. Gheorghe Buneastancu, președintele Consiliului Județean, a declarat că așteaptă semnale din Parlament, unde se va decide clar dacă stațiunea va trece sau nu în subordinea Consiliului Județean. Până atunci însă, stațiunea beneficiază de privilegiile legii 45, care îi permite asocierea cu autoritățile publice. Pe textul de lege pe ordonanța inițială este o greșeală de interpretare și a noastră, sau am interpretat mai indulgent legea, alții o interpretează ad literam. Adică și domnul Bolada, care este aici, poate să vă spună că nu se poate face cercetare pe 2815 hectare. N-ai cum să faci cercetare. Se face cercetare, dezvoltare, multiplicare, inovare, asta se fac. Proiectul de care vorbeați dumneavoastră de 15 milioane de euro, el este activ. Este în evaluare. Am primit ceva, domnul Bolada, până astăzi la mai clarificare, mai primit ceva? Nu. Am mai primit. El este în evaluare. Eu cred că până la sfârșitul anului el va ieși. Noi trebuie să găsim soluții să mergem mai departe. Cu activitatea de cercetare, că nu îți dă nimeni moca atâția bani. Care rezolvă în mare parte problemele de cercetare la vreme. Când mai trebuie oameni, aia mai distor și o să mai discută. Dar asta suntem în situația în care acest teren, această suprafață trebuie să fie cultivată, să meargă mai departe. Pe textul actual, nu ne lasă unii cine interpretează că nu suntem în deplină legalitate, ca să nu spun altfel. Și atunci am găsit care, ca pentru un an de zile, până trece de Parlament. Dacă nu trece de Parlament, el se întoarce la asas. Dacă trece de Parlament cu modificările despre care v-am vorbit, atunci el rămâne al Consiliului Județean și el va putea fi folosit cu ceea ce am încercat să facem acum. Deci cercetarea merge pe fonduri europene mai departe, activitatea de cercetare, de multiplicare trebuie să meargă mai departe cu noi sau fără noi. Pentru un an de zile, stațiunea își va continua activitatea de cercetare din fonduri europene, timp în care parlamentarii vor decide dacă terenul de 2815 hectare va trece sau nu în subordinea Consiliului Județean Brăila. Moș Nicolae vine cu surprize pentru copii. Părinții pot veni la târgul de la Casa Tineretului pentru a le cumpăra cărți, acestea putând fi un cadou ideal pentru prichindei. La Casa Tineretului, intervalul 2-4 decembrie, între orele 9-18, va avea loc un târg de carte destinat celor mici. Târgul este organizat cu ocazia Sfântului Nicolae, cărțile ce urmează a fi oferite drept cadou de către părinți, putând fi achiziționate la prețuri atractive. Bună ziua, bine ați venit la Biblioteca Județeană Paraeti Strati. Vă invităm la târgul de carte pentru copii, organizat de Biblioteca Județeană la Casa Tineretului, în perioada 2-4 decembrie 2013, în intervalul orar 9-18. La târg vor fi prezente editurile Libris, Carpati, Roxel Cart, Rao și Supergraf. Târgul vine în întâmpinarea celor care sunt în căutarea cadoului perfect pentru sărbători, cărțile fiind excelente cadouri pentru copii, mai ales că se anunță și reduceri importante. De asemenea, vă invităm vineri 6 decembrie la ora 14, tot la Biblioteca Județeană, unde Clubul Voltin organizează Ziua Serviciului European de Voluntariat.
Vă așteptăm la acest eveniment cu multe surprize non-formale. La ora 14 la Biblioteca Județeană Panaiti Strati, în ziua de Moș Nicolae, voluntarii din cadrul Clubului Voltin vor serba ziua Serviciului European de Voluntariat. Serviciul European de Voluntariat reprezintă serviciul prin care tinerii pot face stagii de voluntariat într-o altă țară din Uniunea Europeană, din vecinătatea Uniunii Europene sau într-o altă țară parteneră din lume. După ce au învins lidera elevului Pânzaru, au câștigat cu 2-1 și în Compou și au băgat-o în ședință pe CSMS Iași. Din minutul 78, brăilenii au evoluat în superioritate numerică. Motivați de Florin Cârligea, brăilenii au făcut o partidă perfectă și au bifat cel de-al doilea succes consecutiv. Grație implicării financiare ale lui Florin Cârligea, CF Brăila încheie sezonul fotbalistic 2013. După ce au învins-o pe FC Clinceni, lidera seriei întâi de acum două etape pe municipal, elevii lui Alin Pânzaru și-au demonstrat valoarea și în Compou, învingând-o cu 2-1 pe CSMS Iași, o altă aspirantă la promovare în acest campionat. Nici intervenția din pauza partidei a primarului Iașului, Gheorghe Nichita, nu a avut darul să-i facă pe elevii lui Marius Lăcătuș să schimbe soarta partidei. De două etape a venit lângă noi Florin Cârligea și era firesc să luptăm pentru prestigiul nostru și pentru bani. Vin sărbătorile și nu vrem să avem buzunarele goale. Să fie clar pentru toți, am jucat pentru bani, nu pentru a ajuta alte formații să promoveze. Îmi pare rău că aceasta a fost ultima etapă, a declarat Sorin Frunză. La finalul partidei, puțini spectatori prezenți pe stadionul Compou au cerut demisia antrenorului Marius Lăcătuș și a președintelui Prunea. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor Mega TV. Pentru mai multe informații, vă invit să accesați pagina noastră de internet www.brăila.tv. Vă doresc o seară excelentă în continuare. La revedere!